De când au început lucrările la podul dintre Giurgiu și Ruse, zilnic se formează cozi de mașini, deși au la dispoziție rute ocolitoare. Nervii șoferilor care așteaptă și cu orele sunt puși la grea încercare, mai ales atunci când trebuie să ajungă la timp la destinația propusă. Unii cedează și astfel încalcă regulile de circulație cu riscul să provoace evenimente rutiere cu consecințe grave. De exemplu, numai departe de ziua de marți, mai mulți șoferi care conduceau autoturisme, dar și un conducător auto al unui autocar, au evitat coloana formată la traversarea podului Prieteniei și au pătruns pe contrasens, punând în pericol siguranța rutieră și pe cea a participanților la trafic. Polițiștii biroului rutier de la Poliția Municipiului Giurgiu au luat față de cei doi conducători auto măsura sancționării contravenționale cu suma de 630 de lei și măsura suplimentară a reținerii permisului de conducere pentru o perioadă de 60 de zile. Aveți efective în permanență la punctul de trecere al frontierei? Având în vedere că la fiecare sfârșit de săptămână aceste cozi de autocamioane și câteodată și de mijloace de transport persoane sau autoturisme sunt mai mari, avem în permanență efective de rezervă care pot interveni atât pe drumul național 5 în zona municipiului Giurgiu, cât și în zona punctului de frontieră Giurgiu-Ruse. Inspectoratul de Poliție Giurgiu recomandă participanților la trafic ce tranzitează orașul Giurgiu să respecte indicațiile și semnalele polițiștilor rutieri, iar în punctul de trecere a frontierei, indicațiile polițiștilor de frontieră și reprezentanților CNADNR, având în vedere că gestionarea trecerii podului se face de lucrători ai companiei de drumuri în mod semaforizat. Pentru evitarea disconfortului cauzat de întârzierile la trecerea frontierei, polițiștii giurgiuveni recomandă conducătorilor auto ca în funcție de destinație să se informeze și să aleagă și alte trasee de trecere a frontierei, atât rutiere cât și fluviale.